Hei, salut, ai lumea, aici Robi Dazzler și bine v-am regăsit la un nou episod. De această dată facem o promovare serverului Blue Line RPG. Îl avem alături de noi în teleconferință pe fondatorul acestui server, Frank. Zici ceva? Salut! Bun, serverul ăsta, după cum vedeți, are spawnul în San Fierro, nu-l are în LV sau în LS cum au majoritatea serverelor. Deci este un avantaj. Deci, spune tu, Frank, ce ai tu unic pe serverul ăsta? În principal, sistemele sunt ca pe Ruby Nefrit, cu siguranță își cunoaște serverul. Am să-ți dau o ghet până la mine ca să vezi, uite aici. Da? Aici avem rent Carol, sistemul de rent. Închiriere, da, exact, a unei mașini. Este unul basic, pot să spun, nimic prea mult modificat decât spawn-ul și mașinile. Aici, ca pe Robin Evrit, avem DND-ul, pot să dai cu tot la mine, sau așa. Aici avem DND-ul, CNN-ul îl avem tot aici lângă DND, mai puțin mai față. Aici? Aha, asta no. CNN-SF, nu? Din curiozitate, cum așa, cum se oprește fly-ul? Apeși F. F, că nu mă lăsa. F. Așa. Bun. Avem un sistem de treasure shop. Gata, am scris eu. Deci, bui walkie-talkie 200, bui vehicle, hai, așa, bun. Și cum putem face rost de punctele de treasure? La fiecare 10 minute se va spawna câte un obiect, un de Halloween am pus acolo și cine îl găsește pe toată mapa este ascuns, cine îl găsește primește puncte de treasure. Cred că acum este unul activ, da, așa. Da, aici. Da, să vedem, bun, obiectul a fost găsit așa, un nou obiect, ai primit 56 treasure points, oh, foarte fain. Îmi place. Și când acumulezi acele puncte de treasure, poți să ții de acolo walkie-talkie, hidden și treasure. O să fie modificat, adică o să fie modificat. O să mai adaug câteva beneficii. Și da, peste câteva ore sau zile, adică nu știu când, sigur o să mă apuc de un sistem de YouTuber special pentru YouTuberii care o să joace aici pe server. Va trebui să aveți minim 70 de abonați și minim 3 videoclipuri filmate aici pe server. Foarte fain. Pentru a primi beneficiile și gratul. Sistem de VIP avem avem doar chat până acum, așa în setting. Flash VIP. VIP? Da, îmi place. Da. Și alte beneficii mai are acest grad sau numai chat-ul? Pe viitor se va adăuga, se vor adăuga comenzi, cum ar fi repair la mașini, flip și refill. Ah, comenzile astea sunt pentru admin, momentan. Da, pentru admin, dar se va adăuga și la gradul de VIP, dar desigur va fi și un mic delay între aceste comenzi, adică să nu abuzezi de repair din două secunde. Da, o întrebare, cum pot avea VIP pe acest server? Pentru a avea VIP trebuie să donați sau veți primi, dacă sunteți YouTuber, veți primi VIP admini în general, helperii și leaderii, mai rar. Aha. Și foarte mulți cred că vor fi curioși când se vor alege liderii, helperii, adminii. Păi deschiderea este la ora 18 pe 28.08.2017. Deci astăzi. Da, exact. Odată la înregistrarea pe server veți primi un bonus automat, pot să spun, și
trece după câteva ore de la deschidere, trebuie să ne dați dovadă de activitate și să vedem noi că vă descurcați și chestia. Oh, foarte fain, mie unul îmi place. Mai ai un sistem ceva unic pe serverul ăsta? Da. Se tastează Goto Race. Goto Race. Așa, și putem face o cursă cu avioane sau mașini? Eu vreau cu avioane. Ok, mergem la Air. Vom merge aici și vom da vot pe Race. Pe Race. Da. Și băgăm acolo ce... Eu vreau Shamal. Shamal, bine, dacă băgăm Shamal și dacă vrei coliziuni, eu... Nu. No. Așa, iar acum așteptăm 2 minute pentru a începe. Aceste 2 minute sunt puse special pentru a se aduna cât mai mulți jucători. Da. Și după aceste 2 minute o să înceapă. O să fie 22, mi se pare, sau 24 de checkpoint-uri. Cine câștigă, primește premiu. Pe com premium? Nu, primește premiul, adică un ban. Îmi place sistemul ăsta. Mie mi se pare unic, NPC-ul ăsta de stai aici, îmi place foarte mult, e și comic. Păi haide să așteptăm într-un minut, nu e foarte mult, și facem o cursă, să vedem chiar cum este. Cursele de mașini le-am întâlnit și pe alte servere, dar curse cu avioane nu prea am văzut pe alte servere. Deci mi se pare unic. Se vor mai rezolva bug-uri, știu că mai sunt câteva bug-uri la race, o să le rezolv. Cum ar fi, după ce termin cursa de race, te spawnează undeva la pinball din LS, dacă știi locația. Da. O să te fac să se spawneze player-ul ori aici, asta, sau o să-ți dea respawn-ul. Am găsit și un bug pe server. Deci dacă dăm /ah, putem vedea că la admin 3 există comanda set armor, dar când o scrie nu există. Exact. La admin 3 și la astea set armor sunt toate modificate în /save. Uite ce fain. Wow. 3 2 1. Uhuuu. Da, acum am spus 22 de checkpoint-uri, acolo în stânga aveți un chenar, race. Da. Poziția și cine e primul. Și câte checkpoint-uri. Cred că o să dureze checkpoint-uri. Că am ratat checkpoint-uri. Ia să facem un stunt. Oh my god, ce fain. Mamă, ce era să iau un apă. Eu ce era să bubui. Am înțeles ideea, e foarte fain. Mie unul îmi place și chenarul ăsta, așa, nu știu. Dar am bubuit. E clar? Ai bubuit? Da. Ai că ești eu? Mie unul îmi place sistemul ăsta, vreau să te felicit. Nu acest device sistem de ăsta. Pot să spun că baza este de la un game undeva de pe net, dar modificat. Hai să dăm, stai așa, să spawnez Behnate NRG Cedia. Spawn car 52, ia și tu NRG-ul ăsta. Oh, ăsta e get car 522. Gata, nu. Nu, e ăla? Uite, ăsta nu, e get car 593. 59... Get car 593. Da. Bun, hai. Așa, tastează /stunt. Stunt. Get car 593 și spawnezi o altă. Așa. Trebuie să faci stunt. E un sistem destul de unic, dar nu primești niciun premiu, doar îmi place. Ia să cer și o să fac stunturile. E foarte fain, mie îmi place. Stuntul ăsta cum se face? E destul de simplu, îmi place. Ar fi fain dacă ai pune un premiu în bani dacă îl termini. Da,
cine ajunge cu un RG acolo sus la capătul liniei, numește în jur de 5K. Îmi place ideea. Și în rest mai ai alte sisteme unice? Sisteme unice în rest nu prea avem, poți să prezici și Flash Shop. Flash Shop, ia să vedem. Deci premium account 60 de puncte, premium 5 nickname, văd că aici ai prețurile puțin mai mici decât pe Ruby. Băi, clan... îmi place. Clanul cât ține pe acest server? 14 zile. Da, 12. Deci după iar să plătești, nu? După plătești un preț mai mic. Sau o să fac gen să fie permanent în clan. Ia să vedem și cum sunt facțiunile pe acest server, stai. Da, stai. N-am nevoie de nici ce să-mi dau. Bun, deci Los Santos, pe zi, pare bun. Mafile. Da, avem câteva mafii. Bun, fraților, am avut o mică problemă. Între timp, fondatorul acestui server a ieșit. Dar eu încă vă pot prezenta, deci avem facțiunile astea de departamentele care pot intra la level 7, gangurile de la level 5 și pașnicele de la level 3. Mi se pare un server destul de fain, chiar dacă unele sisteme se regăsesc pe alte servere, mie mi se pare că omul ci destul de mult fondatorul acestui server. Ia să vedem ce ne putem noi seta. Set player ID 1. Premium points, ia. Premium points. Poate vă pot arăta. Item 10. Da, n-am nevoie de 1006. Clar. FP, oh, premium. Gender, age. Vreau să văd o chestie. Fun. 1696. O să setez un set RID 1. Mă joc cu comenzile să mor eu. Temporar age gender premium PP. Băi, știi ce vreau? Bun. Money. Bun. Vreau un dolar. Nu. Zgârcit. bun, fraților, îmi place să vă rog, avea apăsă gender. Oh. A, unu. Gata, sunt femeie. bun, fraților, acesta este serverul. Bun. Car ID. Get car 69, deci mașină 6. Oh my god, avem AT400 aici. RV. Eu sunt obișnuit cu comenzile pe astea, în fine. E un server foarte fain, mie unul îmi place, jobs, ia să vedem un job. Uitați, eu vreau să văd unde e tracker-ul. Ia să vedem unde e tracker-ul. Gotolus. Cred că aici e. Deci nu uitați, fraților, deschiderea este la ora 18, băga mea și ceva să-mi bag. A, deci, cred că știu unde e. Goto, LV, deci hai să vă arăt unde este. Deci, pe aici, o să o luăm, este acolo lângă farmer, adică tracorul vechi. Mie unul îmi place locația aia, e foarte drăguță și e așa, nu știu, old school, nu știu cum să vă zic. Haideți să mergem puțin până la tracker. A, uitați. Bun, fly mode. Da, ați văzut. Nu prea știu să stăpânesc fly-ul, deci cam atâta faci cu acest episod, fraților. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați buton de like. Car ID, e recomandat, nu știu. ID car, în fine. Noi v-am dat viitoare la un nou videoclip. Nu uitați deschiderea lor 18, Blue Line RPG. Da, nu mai știu ce să zic, deci la revedere, pupici!